Suntem alături de Denisa Dragomir, o alergătoare care a avut un parcurs excelent în 2017. Credem că o discuție la începutul acestui an despre ceea ce a făcut și ceea ce îți dorește în continuare e foarte interesantă și cu siguranță îi va interesa pe cei care urmăresc Super TV. Denisa, îți mulțumesc pentru prezență și am zis să începem seria sportivă a emisiunilor de pe Super TV cu tine, pentru că, paradoxal, ești mai cunoscută sau mult mai apreciată, în opinia mea, din ce am văzut, în Italia, unde, practic, ai alergat majoritatea curselor de anul trecut. Da, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Da, sunt apreciată, pot să spun, mult mai mult în Italia și mult mai cunoscută, deoarece acolo alerg foarte mult. Majoritatea concursurilor, majoritatea concursurilor sunt în Italia. Încerc să alerg și în România, dar este greu, adică am săptămână de săptămână concursuri în Italia și deși mi-aș dori... E o industrie, da, aș putea spune acolo. Da, acolo este foarte dezvoltat acest sport, deși la noi, practic, este o ramură nouă. Să zic, de vreo primul concurs de alergare montană a avut loc acum 10 ani, Maraton Piatra Craiului, și de atunci tot am început să se dezvolte, să zic, să apară din ce în ce mai multe concursuri. Dar în Italia deja a avut loc a 35-a ediție a unui concurs. De fapt, a avut loc a 35-a ediție a campionatului mondial. De anul trecut, din 2017, unde am participat. E clar diferența de organizare, avansul italienilor. Apropo de competiția menționată, se face acel număr de ani de când ai început și tu, practic, să alergi în acest tip de atletism. Pentru că tu până atunci făceai altceva. Da, eu am început cu 1500 de metri obstacole. Apoi, în primul an de junior 1, am participat la, deci acum 7 ani, am participat la primul campionat european de alergare montană, unde am și câștigat. Și de atunci am tot început să alerg pe munte, deși la început alergam doar 4 km, acum am ajuns să alerg și maraton, 42 de km, 50, 60 de km pe munte, deci probe mult mai lungi. Și da, îmi place foarte mult, adică este total diferit. Nu știu, cel puțin eu una nu aș da alergarea montană pe alergarea pe șosea sau, nu știu, probabil îmi place și foarte mult. Cum se întâmplă în viață, uneori anumite lucruri le facem pentru că cineva descoperă că există potențial și în acea ramură. Ceea ce înțeleg că s-a întâmplat și în cazul tău. Da, într-adevăr, pot să spun că am alergat bine și pe pistă, dar nu eram făcută pentru așa ceva. Și, practic, alergarea montană mi s-a potrivit de minune. Cum s-a făcut trecerea asta? Înțeleg că a fost, să zicem, susținerea, inițiativa cuiva. A considerat că te pretezi foarte bine pe alergarea montană. Da, am început la Câmpul Lung, practic. Atunci eram când am participat la prima selecție de alergare montană. De obicei am văzut că, nu știu, când mergeam la antrenamente și alergam pe pante, mă descurcam foarte bine. Și am început, am hotărât cu antrenorul meu să mergem la această selecție și pot să spun că a fost cea mai bună idee pe care am avut-o. Practic trecerea s-a făcut destul de lin, pentru că e normal, fiind o idee pe care ai apreciat-o și având resurse. Și după ceva ani se vede că a fost o alegere excelentă. Da, bine, la juniori a fost, într-adevăr, a fost ușor. Cel mai greu a fost când am trecut de la junior la senior, deoarece la junior era practic proba de 4 km. Când am trecut la senior s-a dublat proba, era 8 km și la prima participare la campionatul european am venit pe locul 19, ceea ce a fost un șoc, adică eram dezamăgită de mine, pentru că fiind în primele trei în Europa și în lume, că și la juniori am reușit să iau locul 3 la campionatul mondial de alergare montană, când m-am trezit pe locul 19, nu mă simțeam tocmai bine, am și plâns în minte la primul campionat european de seniori. Dar în sinea mea mi-am propus, trebuie să muncesc, să ajung din nou să iau medalii. Probabil a fost un salt un pic mai mare decât trebuia. Și lucrurile de calitate se fac în timp, știi bine. Da, în timp. Trebuie să ai foarte multă răbdare.
deși practic acum eu nu mai alerg campionatele mondiale sau europene de scurtă distanță, am trecut la cele de lungă distanță. Și aici presupune, nu știu, mai multă muncă, mai multă răbdare, ore de antrenament în plus. În primul rând, dorința de a fi unul dintre cei mai buni. Din ce vorbeam încă de la început, anul care tocmai a trecut e etalon pentru tine. Și de ce spun acest lucru? Pentru că ai câștigat foarte multe curse în Italia, ai obținut titlul de campioană balcanică la alergare montană, ai obținut locul 3 la individual și cu echipa la campionatul mondial de alergare montană, deci practic n-ai avut doar câteva competiții câștigate, ai fost cam pe toate ramurile, pe plan european, balcanic și mondial, cu rezultate relevante, excelente chiar. Da, a fost un an foarte bun. Bine, în primul rând am fost norocoasă că n-am mai avut probleme, nu mai m-am accidentat. Și îmi doresc, asta e cel mai important lucru, să nu ai probleme, să nu ai accidentări, pentru că restul vine de la sine. Într-adevăr, a fost anul 2017, a fost cel mai bun an, pot să spun. Am câștigat foarte multe concursuri și numai în Italia și în Spania, am fost în Elveția. Am câștigat multe și probabil toate aceste competiții la care am tot participat, nu știu, au fost ca o lecție, practic, și m-au ajutat, m-au determinat să mă lupt cu cele mai bune și astfel încât la mondiale n-a mai fost atât de greu. Adică, practic, eu, majoritatea concurentelor de acolo, eu concurasem cu ele. Le cunoșteam cât de cât și am știut unde, cu cine să alerg, unde să mă plasez. Cunoșteam, având mare noroc, am cunoscut și concursul de la campionatul mondial. Deja mai participasem de 2 ori. V-am spus, este o cursă cu tradiție, aflat la cea de-a 35-a ediție. Și a fost marele meu noroc, ce să zic. Era cea mai mare dorință să obțin din nou medalie la un campionat mondial. Cum este acest parteneriat? Practic, tu ești sportiva clubului CSM Pitești, ești în dublă legitimare cu FC Argeș mai nou față de anii anteriori. Da. În Italia activez la clubul Balletudo, practic este un conglomerat care te fac sau te ajută să depășești limitele, să ai un parcurs din ce în ce mai bun. E lucru mai rar întâlnit așa, practic, să zicem, o uniune de cluburi te ajută să evoluezi. Da, am mulțumesc cluburilor din țară, practic. Balletudo este ca un sponsor. Ei, nu știu, de fapt, eu îmi aleg concursurile la care vreau să alerg, ei mă ajută, mă sponsorizează să ajung la concursurile respective, cu condiția să vin în primele 3. Dacă, bine, înțeleg, se întâmplă o dată, prinzi o zi proastă și nu prinzi podiumul. Dacă se mai întâmplă încă o dată și încă o dată, deja îmi spun, știi, rămâi acasă, antrenează-te și când consider că ești din nou în formă, ne contactezi și noi te sprijinim din nou. Este un lucru foarte bun, pentru că am mai spus-o. Dacă eu nu aș fi participat la toate concursurile acestea, nu aș fi ajuns niciodată, probabil, să obțin o medalie internațională. Este foarte greu. Majoritatea în străinătate beneficiază de acest sponsor, ceea ce la noi este foarte greu. Adică, în momentul în care te duci sau vrei să obții o sponsorizare, oamenii vin, știi, da, bun, nu-ți facem atât de multă publicitate, probabil, sau nu-ți face atât de multă publicitate cum este fotbalul, handbalul și toate alte sporturi. De asta spuneam eu, că la italieni e o industrie mult mai dezvoltată, exact. Noi mai avem mult până să ajungem acolo. Da, cel puțin din punctul acesta de vedere, în ceea ce privește atletismul, sau probabil, na, ramura aceasta, să zic, cu alergare montană, deși nici pe pistă cred că nu sunt atât de bine sponsorizați atleții și, din păcate, se și vede lucrul acesta, că a decăzut foarte mult atletismul, adică la nivel internațional nu ne mai vedem cum ne vedeam în anii anteriori și este păcat. Trebuie... Expunerea la italieni legată de acest, să spunem, de această disciplină, bănuiesc că pe măsură. Da. Conferit-o mai de asta și vin alături de cei care aleagă în acest circuit. Da, exact. Și, practic, sunt foarte multe sătuce, să zic așa, care au o anumită industrie foarte bine dezvoltată și ei își susțin, deci susțin sportivii din provincia respectivă.
dacă, nu știu, m-am spus, merg la o firmă și cer o sponsorizare, bun, noi te sponsorizăm și voi la rândul vostru, na, probabil le fac un tricou sau ceva de genul și trebuie să alerge cu tricou respectiv, o ediție, două a unui concurs. Și primezi la schimb, nu știu, ce au cerut probabil. Da, eu cred că avem încă multe de învățat. Apropo de cursele din 2017, care ți-a rămas la inimă? Unde crezi tu că parcursul dincolo de locul ocupat a fost cel pe care l-ai așteptat? Pentru că sunt multe și probabil una dintre ele... Da, au fost foarte multe competiții, nu pot să... Practic, asta, campionatul mondial este cel mai important categoric. Dar a mai fost, na, cum e 30 pasii, un concurs de la, din începutul lunii mai, la începutul lunii mai. Plus am avut un concurs tot în Italia, în Livigno. A fost etapă de cupă mondială. Este un nivel foarte ridicat și acolo, unde am reușit să obțin loc 2. Și practic a fost cel mai greu concurs, cred că a fost mult mai greu și decât campionatul mondial. Deoarece... Probabil pentru că participanții au fost pe măsură, adversarele. Exact, tale. Și adversarele, dar cel mai mult altitudinea a fost factorul care m-a influențat negativ, să spun așa. S-a alergat la peste 2000 de metri, 10 km la peste 3000 de metri și punctele de hidratare, vă dați seama, la 3000 de metri au fost, dar nu cum trebuia să fie. Și acest lucru m-a influențat negativ, adică am fost foarte deshidratată și cu greu am reușit să termin cursa aceea, dar m-am bucurat de un loc 2, cred că a fost cel mai muncit loc pe care am reușit să-l obțin anul trecut. E un capitol extrem de important, chiar mi-amintesc că discutam ceva înainte de partea asta de rehidratare, pentru că altitudinea nu e totuși la sol această cursă, altitudinea e un factor important care, să spunem, dacă nu e gestionat cum trebuie, din punct de vedere al hidratării, poate influența cursa. Da, noi zicem că altitudinea te macină încet, dar sigur. Într-adevăr, cel mai bine este să stai să te antrenezi la altitudine, lucru pe care am trecut, l-am făcut înainte de campionatul mondial, da, și anul acesta am zis că vreau să acord mult mai multă atenție acestui lucru. Pentru că altfel e când vii de la, na, să stai să te antrenezi la o altitudine de 2000 de metri și te duci să alergi la 2000-3000 de metri. Clar, este cu totul altceva. Alt lucru este să alerg în Pitești la 600 de metri și să mă duc pe munte la 2000 de metri. Normal că lipsa de oxigen... E vorba de strategie până la urmă. Exact, strategia pe care ți-o faci în pregătire, practic, te va ajuta și în concursuri. Și e evident că locul trebuie să fie asemănător. Da, trebuie să fie cât mai asemănător, exact. Când este vorba de altitudine și știi că ai concurs la altitudine, cel mai bine este să mergi să te antrenezi la altitudine. Când știi că ajungi doar la 1500 de metri, să zicem, atunci merge să rămâi să te antrenezi acasă, că nu e nicio problemă. Cu siguranță. La categoria ta, practic, care sunt adversarele cele mai importante? Facem precizarea că nu e singura româncă, cer scuze, din acest circuit. Da, mai am o colegă care și ea este tot la Valle Tudo, Ingrid Mutter. Împreună cu ea am făcut și echipa la campionatul mondial. Nu sunt foarte multe alergătoare montane de la cel puțin la noi în țară la un nivel mult mai înalt, pentru că și acum ne chinuim să ne mai găsim încă două coechipiere, să reușim la anul anul acesta să reușim să facem o echipă cât mai puternică. În schimb, în străinătate găsești, adică ai adversare foarte puternice, începând cu Spania, Italia, Elveția, America, Norvegia, adică în toate țările găsești adversare foarte puternice și când se întâlnesc toate la un loc, vă dați seama ce iese. Ca să facem trecerea în actualitate, după un sezon excelent, ușor, ușor, pe final de an, început de an, trebuie făcută trecerea către un nou sezon competițional. Ai și menționat faptul că ușor, ușor trebuie să intensifici ritmul pregătirii. Da. Cam care e programul tău în perioada aceasta, în perioada următoare, când va fi primul concurs? Da, am avut o mică pauză după tot sezonul din 2017. Dar din decembrie am început antrenamentele foarte tard. Practic lunile acestea, decembrie, ianuarie și februarie, se pune baza noului an competițional. Este o perioadă foarte grea în care acumulezi cât mai mulți kilometri,
antrenamente peste antrenamente, intensitate, antrenamente lungi, totul se acumulează în perioada aceasta. Adică ajung într-o lună să fac peste 600 de kilometri. Trebuie să am mare grijă, să acord timp, practic, și refacerii, care este foarte importantă, și să dozez efortul cum trebuie, să ies bine din această pregătire de iarnă. Și cum va fi pregătirea asta, practic? Momentan ești în localitate, cam care e programul tău în perioada următoare, din punct de vedere al pregătirii? Și ce urmează din punct de vedere competițional? Când începi concursurile? Da, rămân în zonă. Am vrut să plec în cantonament, dar m-am răzgândit între timp, pentru că aici am și băieții care mă ajută să progresez practic, că normal ei alergă mai tare și eu încerc să țin ritmul cu ei. Rămân în Pitești, mă antrenez aici și probabil o să mai merg la munte ca să fac puțină diferență de nivel. Iar prima competiție o voi avea în martie, în Spania, pe 18 martie, care era Alto Sil. Este o competiție la care am participat și anul trecut, unde am reușit să câștig. Și sper ca și anul acesta să repet victoria. Practic, care ar fi, să spunem, obiectivul tău major pe 2018? Orice sportiv, atunci când se află în activitate, își propună să se autodepășească. Anul următor să fie mult mai bun decât precedentul. Da, în primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă, să nu am probleme. Iar, normal, principalul obiectiv este campionatul mondial, care o să aibă loc pe 24 iunie în Polonia. Și sper să iau din nou medalie, de ce nu, poate să câștig titlul mondial, orice e posibil. Dar eu o să muncesc pentru acest lucru, adică următorul pas, cel mai important lucru și, de fapt, visul meu este să ajung campionă mondială. Dincolo de pregătirea din țară, de afară, de competiții, antrenorul tău, Valentin Coroja, este, să zicem, cel care te-a ajutat, te ajută foarte mult în continuare. Spune-ne câteva cuvinte sau descrie-ne câteva cuvinte relația pe care o ai cu Valentin. Da, pe această cale și doresc să îi mulțumesc domnului Valentin Coroja că a avut răbdare cu mine. Prima dată când am ajuns și am început antrenamentele cu dânsul, nu mi-e și absolut nimic, adică toate antrenamentele pe care mi le dădea nu reușeam să le fac, era foarte, foarte greu. Și s-a supărat la un moment dat, țin minte, și râdeam zilele trecute cu dânsul și zicea: băi, Denisa, antrenamentul ăsta, păi îl faci ca alergare ușoară, ăstea nu sunt repetări. Și ziceam, uite câtă răbdare trebuie să ai și cât de mult trebuie să muncești, să evoluezi și să ajungi aici. Ce să spun, mă înțeleg foarte bine cu dânsul, avem o relație extraordinară, este un antrenor înțelegător, are răbdare și vine din lumea atletismului, chiar vine, știu că are câteva recorduri care încă nu sunt doborâte, da, la da. Alergare, dacă mi-aduc aminte, la 3000 de metri. În sală are record pe 3000 de metri, în sală 7.54, încă un record care stă în picioare de mulți ani. Și într-adevăr vine din lumea sportului, știe cum să mă antreneze, știe că trebuie să aibă răbdare, să iasă performanța. Și plus, cum a spus, țin minte că am mai fost, cred că la dumneavoastră, de fapt am mai vorbit, și în primul rând trebuie să existe o relație foarte bună între antrenor și sportiv, trebuie să avem răbdare și să existe dorință din ambele părți, adică atât antrenorul cât și sportivul să-și dorească să iasă performanța. Și se pare că la noi totul sunt bine, foarte bine. Exact. Apropo de ce înseamnă pregătire, știu că în România, dincolo de faptul că multe lucruri se mai pot face și suntem, din păcate, la un nivel destul de scăzut la anumite capitole, pentru tine esențială e recuperarea. Cum este afară recuperarea după astfel de curse? Cum e în România? Ce putem importa? Sau cum trebuie să schimbăm lucrurile? Pentru că nu numai la atletism trebuie să facem această precizare, recuperarea și mai ales recuperarea în contextul în care ai foarte multe competiții sau meciuri, dacă e să vorbim de sportul de echipă, e foarte important. Aș putea spune că devine vitală. Da, corect, așa este. Da, sunt foarte proști la acest capitol, din păcate, în ceea ce privește refacerea. Eu încerc să merg săptămână de săptămână la masaj, la un bazin, saună, dar nu este suficient.
pentru că în străinătate... Apar din punctul ăsta de vedere? Asta... Gândesc că sunt anumite lucruri pe care noi încă nici nu le avem, de fapt. Da, sunt foarte multe lucruri pe care nu le avem. Practic, na, vorbesc de Italia pentru că acolo merg cel e mai talon, mult și știu, exact. Sportivul nu se simte bine, să zic, sau este foarte obosit după anumită competiție. Merge cu el la un cabinet, probabil, de fizioterapie, să zic, și... îi testează, adică au diferite aparate, îi pune pe musculatură aparatul respectiv și spune, nu știu, musculatura ta este foarte obosită, ai nevoie de refacere totală sau, eu știu, alergări foarte ușoare o anumită perioadă de timp, după care te poți reîncepe antrenamentele și poți intra în concursuri. Practic la... Și nu numai acest aspect, bănuiesc că și acest modalitatea, aspect, cum ai spus, un bazin, o saună, acolo probabil sunt și alte lucruri. Sunt foarte multe pe care, na, practic nici eu nu le știu, pentru că nu mi le spun mie, nu reușesc. Plus masajul, iarăși, au diferite tipuri de masaje. Multe, multe lucruri pe care le au și noi nu le avem. Practic, nu știu cum să descriu. Este un tub foarte mare, te bagă acolo și musculatura ta se relaxează în totalitate. Adică, nu știu, când ai terminat procedeul respectiv, ești ca nou, nu mai ai absolut nimic. Da, asta cred că devine, să zicem, o treabă extrem de importantă, da. Pentru că mă uitam și chiar mă gândeam cum e să te duci să te lupți afară cu sportivi care au niște lucruri foarte bine statuate și o organizare pe măsură, condiții de asemenea, da. Și să vii din țară unde n-ai nici recuperare și nici alte lucruri bine puse la punct. Da, este foarte greu, că mi-am adus aminte acum de un lucru. Clubul acesta, Vale Tudo, este în parteneriat cu Racer, practic sunt producători de geluri aceștia. Și la un moment dat, bine, înaintea fiecărui concurs mă întreabă de câte geluri ai nevoie pentru concursul acesta. Eu le spun numărul și ei practic mi-i oferă de câte geluri am nevoie. Și îmi dădeam un gel care nu făcea bine, adică mă agita foarte rău și mi-era rău la stomac de la el. Am încercat odată, am zis, băi, poate, cine știe, nu m-am simțit eu ok. Am încercat și a doua oară și mi-am dat seama că acesta e motivul pentru care chiar nu mă simt bine, adică îmi provoacă un disconfort, Și am mers și le-am spus președintelui de la Vale Tudo. I-a comunicat celui care face gelurile respective, a mers în laborator și a studiat. Și într-adevăr a ajuns la concluzia că gelurile respective sunt foarte puternice pentru femei. Conțineau cafeină. Și conținea o doză prea mare pentru femei de cafeină. Și au ajuns la concluzia... Nu te ajutau, practic. Da, practic nu mă ajutau, îmi crea un disconfort și nu numai mie, tuturor femeilor. Și au zis că aceste geluri sunt foarte puternice pentru noi și nu este indicat să le mai... Da, e un capitol la care aș putea spune SF. La noi nu cred că există lucruri de genul ăsta, să studiem de ce un produs exact. Care te ajută asta nu e la nivelul corespunzător. Da. Asta vreau să spun. Da, mi-am spus și eu putea să zic că ei, poate cine știe, nu s-a simțit ea bine, ci trebuie să mă duc eu să studiez. Ei, la ei nu, pun foarte mare accent pe așa ceva. Adică dacă un sportiv merge și spune, băi, consider că, uite, lucrul acesta îmi creează un disconfort, nu este bun. Ei imediat nu cred că ai cu cine discuta în zona noastră sau, da, sau probabil. Poate ești văzută ciudat sau, mă rog. Mai sunt și la noi, de fapt am început deja să aducă gelul pe piață, dar e greu să iei comuniști tu cu, că practic majoritatea le aduc din străinătate și mergi să-i spui producătorului, păi uite, respectiva de la mine din țară nu s-a simțit bine, păi o să zic că băi, na, da, nu s-a simțit bine doar... E clar și aici profesionismul celor de peste hotare. Da. Apropo de Italia, de zonele în care ai mai legat, am văzut din știrile care apar pe internet legat de curse, că ești foarte popular acolo, te-ai pliat foarte bine pe ceea ce fac cei da. Din vest, Italia, Spania, Elveția, unde ai alergat. Da. Da, sunt chiar foarte apreciată și mă bucur, adică merg cu drag acolo. Nu știu, sunt mult mai deschiși. Într-adevăr, și la noi probabil că sunt. Dar noi, nu știu, eu cel puțin simt că aici nu sunt atât de apreciată ca în străinătate. Sunt oamenii, nu știu, mai înțelegători. La noi e invidia mai mare, din câte am văzut. Dacă vede că îți merge bine, zic, păi ce, de ce, nu știu, probabil o să zic,
De ce să o apreciem tot pe ea, care îi merge atât de bine, sau nu știu. Nu știu, cel puțin eu una nu simt. Deci la nivel de mentalitate avem foarte mult. Exact, la nivel de mentalitate, da, avem foarte mult de lucru. Adică în străinătate merg la concurs, mai vin anumiți sportivi sau copilași, îmi cer autografe, lucru pe care la noi nu-l vezi. Lumea nu vine să comunice cu tine, să vorbească la noi în țară. Adică noi suntem fiecare... Așa, nu știu, pe drumul nostru, practic, știi? Ceea ce nu e bine. Nu e bine, pentru că trebuie să mai întrebi în stânga, în dreapta, să vezi ce face și cel de lângă tine. Poate obții o informație valoroasă, o informație pe care tu nu aveai. Dar nu... E mult de discutat. Apropo de strategia federației, crezi că și forul federal poate ajuta pentru că alergarea montană ușor să capete... aceeași notorietate față de ceea ce se întâmplă în afară? Da, în primul rând consider că trebuie să facă, nu știu, cât mai multă publicitate, practic, să intre în contact cu media, nu? Să promoveze această latură. Am înțeles că anul acesta vor face și primul campionat național de alergare montană de lungă distanță. Este un lucru bucurător, cel puțin pentru noi, pentru alergătorii montani, că vom mai avea încă un campionat național. Sper ca, nu știu, pe viitor să încerce să aloce cât mai multe resurse, să zic, și nu numai alergării montane, tuturor probelor din atletism, să dezvolte această ramură, să fim din nou nu la nivelul la care eram în anii anteriori. Pentru că este păcat, practic, așa reușim să ne facem cunoscuți în lume, nu? Adică mergi la un concurs, obții o medalie importantă, cred că e o mândrie, adică steagul tău flutură acolo, știi, e senzația aceea, ești mândru, practic, și cred că și românii ar trebui să fie mândri cu noi, cu sportivii. Anticipezi cumva cam ceea ce te va preocupa după ce te vei lăsa, să spunem, de atletism? Pentru că am văzut că încerci să dezvolți un program propriu de pregătire pentru cei interesați, să zicem, să facă mișcare, să facă performanță. Ușor tind să preiei rolul pe care îl are Valentin Corozan. Da, practic consider că am o experiență destul de bună, să zic așa. Adică sunt 12 ani deja de când fac atletism și pot să-i ajut și pe ceilalți să evolueze, să învețe, practic, să se antreneze. Pentru că la noi avem de fapt și problema aceasta. Mulți zic, păi bun, și eu știu să alerg. Într-adevăr, știi să alergi, poți să alergi. Dar una este să alergi pentru că vrei să te menții și alta este că vrei să alergi să faci sport de performanță. Pentru că, într-adevăr, pot apărea probleme. Tu vrei să participi la concursuri, nu știu, cum sunt concursurile montane, sunt concursuri de 30 de kilometri. În condițiile în care tu faci doar o alergare pe săptămână de 10 kilometri și vii să alergi pe munte, cei 30 de kilometri, practic un amator îi face în 6 ore. Deci pentru corpul tău e un șoc. Adică sunt foarte mulți care vin, alerg pe munte și se trezesc... Wow, e un șoc, mamă, cum mai reușesc să termin concursul acesta? Adică e o diferență mare între a învăța să te antrenezi ca un profesionist și a te antrena doar pentru a te menține. Și vreau să dezvolt lucrul acesta, nu neapărat ca pe un job pe care vreau să-l am pe viitor. Practic, din plăcere, exact. Împărtășesc din experiența mea și o fac din plăcere. Și în ceea ce privește ceea ce voi face pe viitor, sincer... Vreau să mă concentrez doar pe atletism, momentan, pentru că, nu știu, gândindu-te prea mult, nu te mai focusezi doar pe ceea ce ai de făcut și gândurile tale. Nici nu e cazul încă, pentru că mai ai încă multe de spus. Chiar citeam de una și ceva legat de faptul că adevărata consacrare pentru un alergător montan vine undeva la vârsta de 27-28 de ani. Și atunci poate să ridice nivelul. Da. Deși tu deja ai obținut niște rezultate excelente și la vârsta da, pe care o ai acum. Majoritatea care vin la mine și vorbesc cu mine îmi spun că sunt un copil în lumea aceasta. Pentru că performanța, practic, o faci după 30 de ani. Deci majoritatea care au obținut... medalii, să zic, importante la campionate mondiale de lungă distanță sau și la concursurile la care eu merg să particip, au peste 30 de ani.
puține persoane. Mai sunt și excepții, totuși. Mai sunt și excepții, da. Adică mai sunt și, de exemplu, și italianul care a câștigat anul acesta titlul mondial. De fapt, era vicecampion mondial și a existat o problemă, a ajuns campion mondial. Este de aceeași vârstă cu mine. Deci, se poate. Dar, într-adevăr, corpul tău consider că este pregătit pentru aceste concursuri la 28-29 de ani chiar. Acolo dobândești maturitatea potrivită și experiența din toate concursurile pe care le faci. Am văzut că anul trecut ai alergat până aproape de Revelion. Practic eram în decembrie și nu se părea că se termină șirul concursului. Da. Anul ăsta cum va decurge? Cam prin octombrie, cam așa, cred că o să termin. Încep în martie, primul concurs și da, am... Probabil diferă de la an la an calendarul, nu poate fi în fiecare an calendarul asemănător, mai sunt mici diferențe. Depinde și ce circuite aleg să fac. De exemplu, anul trecut am ales să fac circuitul Italy Series, anul acesta aș vrea să merg în Cupa Mondială. E un concurs cu grad de dificultate mai mare, bănuiesc. Cupa Mondială, practic acolo sunt cei mai buni, în Cupa Mondială. Este nivelul cel mai înalt al skyrunning-ului. Este foarte greu să reușești să vii în primii trei, dar consider că sunt destul de puternică să fac și acest pas și să obțin un podium și în Cupa Mondială. Cred că e timpul să fac acest pas. E foarte important că tu simți prin ceea ce ai făcut că poți trece la următorul nivel. Ai obținut acea medalie atât individual cât și cu echipa anul trecut. Crezi că poți atinge și culmile, să spunem, să ai un rezultat notabil la campionatul mondial pe prima treaptă a concursului, a podiumului? Da, eu zic că este posibil. Adică fata care a câștigat anul acesta campionatul mondial, n-a fost niciun concurs la care ea să mă bată pe mine. Din păcate, cred că a fost o zi mai proastă pentru mine, pot să spun așa. Plus, au existat ceva... N-au fost condițiile tocmai bune, să zic, pe care le-am avut înainte de a ajunge la campionatul mondial și cred că și acesta a fost un mic dezavantaj. Dar eu zic că da, pot să ajung campioană mondială. Poate nu la anul, poate nu peste 2 ani, dar până mă voi lăsa de atletism, clar voi obține și titlul mondial. Nu se pune problema, adică eu consider că pot să-l obțin. Ca o ultimă întrebare din acest material, cum reușești să împaci activitatea competițională cu partea de timp liber, cu viața personală? Pentru că ești angrenată foarte mult timp pe parcursul unui an, atât în pregătire cât și în competiții. Da, e foarte greu, adică încerc să le îmbin cât de cât bine, zic eu. În perioada aceasta am noroc că rămân acasă și mă pot antrena aici, adică am toate condițiile necesare. Am noroc că și prietenul meu face atletism și mă ajută destul de mult și el, plus că mai ai domnul antrenor, mai are câțiva băieți care sunt cu mine în grupă și mă ajută să evoluez. Un timp, până la urmă, că de asta e nevoie. Un timp. Timpul liber, să zic, seara. Am vreo 3 ore libere așa, timpul zilei, nu, sunt tot timpul ocupată. Chiar ziceam zilele acestea că sunt atât de, nu știu, de fapt nu mai mi-ajunge timpul, practic. Înainte mai reușeam să mai citesc puțin sau, nu știu, să mai aloc timp. Performanța și... până la urmă, cum se spune, cele da, sacrificii. Da, cele sacrificii, exact. Antrenament, dimineața la nou antrenament, merg acasă, mai mănânc ceva, somn, ies iarăși la antrenament, puțină forță și asta este ziua. Apoi probabil mai merg la un bazin să fac refacere, încerc să mai merg la un masaj ca să, na, tot pentru refacere, să fie totul cum trebuie. Și în rest, în weekend să zic că mai ajung puțin acasă la părinții mei, dar mai rar, că de obicei mai merg pe munte. Denisa, îți dorim succes, sperăm să ai un an cel puțin la fel de bun și cu siguranță o să ne facă plăcere să vorbim la Super Sport, emisiunea de pe canalul Super TV, de fiecare dată când vom avea ocazia și vei avea și tu timp. Mulțumesc frumos! Numai bine!